What the what? Da, mă, pula da, mea, ce, de ce? Manele. Da, da, asta îmi place mie. Bă, dar vezi că își pune omul căștile, înseamnă da, da, are da, bun simț, adică... Pula mea de treabă, cum să-ți pui căștile, coaie și după aia să te cuști pe manele. N-am mai făcut asta de ceva timp, dar de asta câte e. Zile? De câte zile? Cum să-ți pui așa ceva? Nu e bun materialul, nu-ți bune glumele? De ce? De ce ați tăcut? De ce ați tăcut acum? Bă, n-am cum să nu fie bune, că am făcut, am fost în mai multe orașe și toată lumea a râs, nu puteți spune... Vreau să vă spun că aș vrea să vă recomand un stand-up comedy pe care l-am văzut chiar astăzi pe Netflix. Spunem că este Mike Birbiglia, ultimul. Da, e foarte bun, extraordinar, extraordinar. Are niște momente absolut fantastice, fabuloase. Da. Mi se pare că, adică când te uiți în afară la un stand-up și vorbești după aia despre el, e doar ca să recomanzi. Da, mi se pare că altfel n-are sens să ne dăm noi cu părerea de ceva că ăștia în state. Nu cred că suntem. Adică da, mă, dar nu, dar ăsta e un stand-up foarte sincer, foarte personal. Bă, nu, extrem nu de numai personal. Că e foarte sincer, dar e construit foarte... Este, exact, exact, e foarte bine înglobat, este un întreg perfect. Foarte. Și are o oră 25, n-am mai văzut de mult un special de o oră și 25 de minute. Da, că de obicei e o oră. Da. Cu și construcția cu canapeaua este absolut fantastică. Foarte frumos. Excelent. Iar la faza aia de la o oră când dă sus... Da. Aia a fost simpatică, aia a fost... mi s-a părut un pic prea mult, pentru că el are și darul ăsta, ceea ce am apreciat enorm la el, darul ăsta de a-ți descrie o imagine foarte bine, așa, da, știi, fiind el și atât. Și mi s-a părut prea mult cu aia, dar... Ela Moinea de aici... Mă simt ca ăla de nu și-a făcut temele, ok? Da. Tu nu te uiți la stand-up? Tu știi stand-up? Ai auzit? Ai auzit de fenomenul ăsta? Ai Netflix? Fac binging pe Netflix, dar nu l-am văzut pe ăsta. Ce-a făcut? Aia binging. Ia la rând, da, adică dintr-una într-alt. Adică n-am viață și mă uit câte ore 10 între. Ore. Nu e da. Watching, e binging? Câte binging, 10 binging. Ore, te uiți da. La Netflix 10 da. Ore da. Și în rest cu viața ești... Da, aici și acasă. 10 ore pe Netflix îmi bag pula. What the fuck? În, dintr-o bucată? Da. Dar ai mai multe conturi, adică te muți prin casă, nu? Nu poți stai în același loc. Am ca orice român care se respectă un singur cont și l-a piratat de la o prietenă. Adică nu ai un nu cont. Ai. Nu. Și de ce adică ai o prietenă cu 10 euro pe lună. Ca orice om, adică este piratat. Păi este... la ce te uiți? La ce te uiți? Dacă eu intru pe contul tău. Da, adică... Ce ai văzut ultima oară? Ultima oară am văzut o pe HBO romantică. Pe HBO Go. Ce ai văzut ultima oară pe Netflix? Da? Și ăla e contul meu, pe HBO Go am văzut. Nu, am văzut un serial cu o stand-up-ăriță și este deja ajuns la sezonul 6, este de pe Prime Amazon și se cheamă The Marvelous Miss Maisel. Da. Deci la asta m-am uitat aseară. Săracilor. Amazon Prime, săracilor. Exact. Nu că e piratat de pe Fire List. Da, okay. De la o prietenă. E... Da. Eu, și tu ai contul de Amazon, nu? Da. Ai. Da. Foarte bine. Foarte frumos. Bine cu Amazon. Hai să vedem și ce subiecte a făcut Bărbosul, pentru că el a avut grijă de noi, ca de obicei, și ne privește de acolo, din spate. Bun. Pentru că Elena Voineag este invitată a acestui podcast... Vreau să ne citească ea, dacă se poate și știe, bineînțeles, primul punct din aceste subiecte, dintre acest, cum, în primul, aceste subiecte, la aceste subiecte. Primul punct este, care este plăcerea voastră vinovată? Și Steluță, prin plăcere vinovată, înțelegând ceva ce vă face plăcere, dar vă induce și un sentiment de vinovăție. Da, păi da, asta e. Că vreau să fie clar Bărbosul. Da, deci asta e plăcere vinovată. Deci poți să se explice, dar e... Deci cum e plăcere vinovată? Plăcere vinovată. Ce chestie. Okay. Radu, începe tu, că tu ai multe plăceri vinovate. Prima care mi-a venit în cap e să mănânc șaorma din aia mizerie de aici, de la Vărul, din piața, am zis, când sunt beat. Din aia, știi șaorma aia pe care ți-o face șaormarul fără mânuși și ai... Pe altă da. Șaorma mai nu există? Te interesează, da. Da, și nu te interesează, deși ți-e scârbă când vezi că ți-o prepară, dar după aia ești, dă-o mănânc, mă, că-mi place.
Dar ce poate să facă omul cu mâinile alea de te scârbă dacă folosește mâinile lui? Câte nu poate să facă? Da, da. The fuck? Dar adică nu e... Dar tu nu mai ții minte povestea aia de la Drisper? Eu știu, aia urmă venea în cap, dar aia nu-i cu mâinile. Nu, nu-i cu mâinile, na. E cu altce altor... Ești băgat pula în pui, efectiv. Și își dădea drumul în pui direct. Păi dacă... Eu n-am problema asta cu mâinile, mie fă-mi orice, cu mâinile mănânc, n-am nicio problemă. Ce? Okay, nu mi-e scârbă, nu mi-e scârbă de nimic niciodată. Dar dacă se șterge cineva la cur. Hai că se șterge cineva la cur, păi dacă-l văd. Ia, mănânc asta, vrei să mănânci asta? Bă, dar poți să-ți închipui chestia asta? Adică când îl vezi pe ăla că se face șaorma, să te gândești, bă, dar dacă s-a șters la cura cu 3 minute? Păi și avea hârtie în mână. A, deci n-a fost, da, corect, da. Adică nu s-a atins cu mâna deloc la cur. N-a avut nicio treabă. Sper! Că cine se atinge cu mâna la cur? Dar tu de cât nu se atinge nimeni, mă, cu mâna la cur. Că cine se atinge cu mâna la cur? Dar tu ești exact... Cum îți faci tu labă fără mâini, bă, băiatul? Serios acum. Cum faci? Laba? Fără mâini. Păi nu fac fără mâini. Corect. Păi și atunci? Păi da, dar el nu face nici șaură. Nu, el închide ușa, dar nu închide de tot și între ușa și toc. L-ați încercat vreodată? Serios? Dacă pui un burețel. Da, gata, hai că mă opresc. Ca să dai drumul în altă cameră. Da. Bun. De când ai mai mâncat o șaormă? De 4 ani și un pic. Atunci de 4 ani și un pic. Dar plănuiesc să fac acest lucru cât de curând. De revelion. Plănuiesc să merg cu mai multă lume să mănânc o șaormă. Vorbesc serios. Și să iau... Și a urma aia cu de toate și cu toate cărnurile. Sau cum se mai face? Se mai face cu... cu cărnuri, cu humus, cu... Adică n-ai berbecuț, carne oaie, de vitră. N-ai, păi ce ai? Ai vită sau pui, nu? Atâta. Amândouă, tata. Direct. Le pun pe amândouă. Da. Vită, pui, ardei iuți, vrei? Ardei iuți, clar. Picantă. Adică vreau să a doua zi vreau să-mi fie rău nasol. Adică vreau să nu pot să merg. Ca după un viol în grup. Da. Fără mâini. Viol în grup fără mâini. Eu ca plăcere vinovată, câteodată mă uit și mă prinde, asta e ciudat, la Nelson Mondialu. Și la vlogul lui. Dar foarte rar, adică îmi dau drogul ăsta odată la 2-3 luni. Mi se pare normal să te uiți la Nelson Mondialu. Mie nu mi se pare normal. Dar vezi că s-a schimbat Nelson Mondialu acum. Are și dințișorii a doi aici, super... mă, doar voi a doi aici, așa. Băi, e trist tot ce se întâmplă acolo, adică e rău. Dar mi se pare senzațional, pe dacă trebuie să zici de rău, dar zici și de bine de om. Fiul s-o schimb. Da. Mi se pare că e un exemplu de băiat care știe ce vrea să facă în viața asta și... Pare că l-a făcut doar măsa. Da, e foarte ciudat, dar e un bun simț din ăsta, așa. Nu-l știu pe Fiusul. Nu e la puterea dragostei, Fiusul? E la puterea dragostei, da. Dacă l-am văzut pe Nelson la puterea dragostei. Nu crede, la puterea dragostei. Da, e la puterea dragostei și e cu fata aia, cu fata aia care a fost cu încă 16 înainte. Da. Dar ce e puterea dragostei? Care e fata aia? Nu știi ce e puterea dragostei? Cătălin, te rog. Shit, este puterea dragostei, este o casă unde sunt mai multe personaje, ei și ele. Da, e mult mai jos. Da. Low budget. Da, e un fel de Big Brother pe manele. Corect. Înțeleg? No? Foarte bine, no? Spus, da. Și pe ceartă între fete și ei stau sus, ele stau jos, sau invers, nu mai știu exact. Și din când în când li se dă voie să se viziteze. Știi, și când se vizitează e scântei, bineînțeles. Scântei. Și e și Jador acolo. Jador, Jador. Ce? Și uită-te în trending, Jador? Nu știi cine e Jador? Nu. Ești nebun la cap? Mă rog. Și cântăreți de muzică. Și când greșește un băiat, îi se dă pedeapsă dansuri sexy în poală. Da. Dar voi o carte ați mai citit? Eu unul. Nu, dacă ce e această carte? Recunosc cu mâna pe inimă că nu. Nu. Plăcerea mea vinovată e cum zice, mă? Fashion TV. Mă uit la Fashion TV, mă uit... Da. Eu încă în continuare mă relaxează foarte tare să mă uit la prezentări de... Care aproape închizi ușa de tot și fără mâini. Mă uit la prezentări... De ce zici? Încearcă! Pentru că muzica de pe fundal este foarte relaxantă. Da, tu te uiți la Fashion TV să ce? Să vezi costume de baie? De ce te uiți la Fashion TV? Muzica e foarte relaxantă. Muzica și totul relaxant așa, pentru că se schimbă repede imaginile, se schimbă repede ținutele și totul e foarte fain așa, știi? Și mai vezi tendințe, mai cum se mai poartă sânii anul ăsta?
Ce fund se poartă iarna asta? Cu ce vă epilați, fetelor? Eu folosesc. Și mă uit la, mă uit la salam din când. Cer scuze. La salam? La salam. Eu mă plăcerea mea vinovată chiar e salam. Eu mă uit la salam, dar la salam dansând pe colindul ăla. Pe... Absolut fantastic, recomandăm. O găsesc cu oamenii pe net? Băi, e foarte amuzant. O găsesc? Da, trebuie să... E pe tot Facebook-ul. Este absolut fantastic. Nu, e ceva senzațional acolo. Eu am râs din m-am pișat pe mine. Doamnă? Plăcerea mea vinovată este să mă uit la Dana Budeanu. Doamne, să-mi bag pula, mi-e rău. E cea la padie. Asta e chiar vinovată. Dar o face intenționat, e cea la padie. Deci brusc Nelson Mondealu e geniu. Că am văzut, îmi cer scuze, am văzut ieri un videoclip cu ea. Băi, mi-a fost greu să recunosc asta. Adică, serios, cu alți oameni n-aș fi recunoscut asta, să mor. Este absolut înfiorătoare femeia. Este. Și visez urât după ce mă uit la ea. Dar de când și-a făcut ăsta online, m-am trezit că a scos 3 episoade, la 3 episoade m-am uitat, în condițiile în care eu am fost prima susținătoare când a dat-o prou afară. Eram sigură. Ai fost prima susținătoare a ei? Prima susținătoare a proului când a dat-o afară. Am crezut ca ei, păreai să fii și a ei. Dar eram sigură că o să-și facă și o să facă mulți bani din online. Face, face. Dar ea nu are nevoie de bani pentru că deja are mulți bani. Deci absolut nu o ales, dar mă uit la ea. Deci mai vinovat de atât, nu știu. Și eu mă uit și am luat-o personal, pentru că zile trecute a zis: dacă bărbații se pensează, ce așteptări mai aveți de la noi femeile? Bine, nici nu știa cazul tău special, Bucălaie, tu n-ai cum să nu te pensezi. Bă, dacă nu mai pensezi, ce fac? Ies așa cu tufișul pe stradă? Dar tu poți să te tunzi. Să tunde sprâncenele? Da. Să le fileze, poate. Păi și aici, pe mijloc, ce fac? Dai cu lama. Vai. Cum sunt? Așa e, dau cu lama și cine să scarpină în fund. Scuză-mă, Elena. S-au pus ei un camion din ăla de zăpezire, să-l trimiți de aici așa. Să-i dai rute să așa la două săptămâni, să mai treacă pe aici așa. Da, nu, deci asta. Dana Budeanu. Da. Nu mai spuneți numele ăsta, vă rog, că îmi jur că și din când în când recunosc că da, asta nu e o plăcere vinovată, e o bădărănie sinistră, mai arunc țigări pe geam din mașină. Asta este absolut oribil. Da. Și am o sticlă în mașină, am o sticlă unde pun țigările și așa. Dar din când în când mai fac treaba asta și nu sunt mândru. Dar de și... ce nu ți-ai scrumierul? O să-mi iau și asta, și asta e pe planul ță. După casă e scrumierul. Dar s-a fumat în mașina aia înainte să o iei tu? Nu. Păcat de ele, bă. George? Plăcerea mea vinovată pălește cumva în comparație cu a Elenei. Mie îmi place când mă îmbăt, îmi place să îmi pun căștile și să adorm pe manele. Nu cred. Pe cuvântul meu. Asta îmi place să fac în mâmbă. Nu cred. Pe cuvântul meu. Mi-am dat cuvântul. Crezi că e acum e o mândrie pe... Okay. What? Da, mă, pula. Dar de ce? De ce? Să adori pe manele. Da. Asta îmi place mie. Bă, dar vezi că își pune omul căștile. Înseamnă că are un simț. Pula adică... treabă. Cum să-ți pui căștile cu aici? Îmi pun căștile. N-am mai făcut asta de ceva timp, dar asta câte e. De câte zile? Cum să spui așa ceva? Da, acum, mie mi se pare că reacția asta trebuia la Dana Budeanu, acum... Nu, e mai grav! Nu mi se pare deloc mai grav. Pe tine te ador manele? Da. Să nu cânte nimeni, că doarme George. Deci tu la anunț la de-astea, la băieți, acolo ai fi... Som! Viața asta e ca un Oscar. Păi te urcă, în primul rând, că într-adevăr sunt doar manele vechi. Sunt evergreen-uri. Ok, dacă au scârțitul ăla lor, știi? Nostalgie. Da. Și într-adevăr e o chestie mai mult nostalgică decât de ritm. E o chestie... Ți-aduc aminte de seriile în familie. Adică ți-aduce, ți-aduce un confort așa psihic. Este omul din Craiova. Pe asta, astea erau, da. Bă, astea erau cântecele pentru copii. Ideea e că nu Când nu știu exact care e mecanismul psihologic. Da, ne-ai luat pe toți. Da, nu știu dacă neapărat v-am luat pe toți. Nu cred că e o competiție acum. Ba da, ne-ai luat pe... N-ai distrus. Dacă eram la un căcat din asta online de trebuie să câștige cineva, câștigai. Da. Nu sunt de acord cu voi, dar vă mulțumesc oricum pentru premiu. Și dacă trebuia să apăsăm un buton ca tu să cazi de la o înălțime foarte mare, acum de ce să cad dacă am câștigat? Ai câștigat. Păi să mă ridicați la o înălțime foarte mare. Să te ridicăm. Ai câștigat o moarte rapidă. The Golden Buzz. The Golden Buzz. Bine, ok, dacă ziceți voi. Nu, a fost foarte bine. Da, foarte bine, bravo, da. Bravo, chiar bravo. Da, chiar asta încerc. Nu, chiar bravo, da. Să știți că începând de mâine scrie aici, poligamia devine obligatorie. Fiecare cetățean este obligat să aibă cel puțin doi parteneri. Cum credeți că o să fie viața voastră în aceste condiții? Wow.
Elena, Elena n-a mai săraca, avut un da, partener. Da, 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 ea își dorește monogamie de gata. Imaginează-ți, poți să-ți imaginezi? Păi, deocamdată stai, îmi trebuie un partener, adică... Poți să alegi să ai chiar două fete, adică nu? Ferească sfântă. Așa vrei tu la podcast să se întâmple ieșirea din dulap? Să fie Elena acum. Îmi place pizza. De asta mă uit la Zara Budeanu. Îmi place pizza. Da, deci ar fi nasol pentru mine. E nasol și când nu este obligatoriu. La mine e greu cu monogamia deocamdată. Da, da, am fost în poligamie. Eu am fost în poligamie fără să știu. Ești supraviețuitoarea unei poligamii, poligamii apocaliptice. Apocaliptice, da. Da, da, da. Deci, na. Dar crezi că ar fi ok dacă s-ar întâmpla treaba asta? Păi măcar ar fi pe față toată treaba. Nu? Adică ai fi de acord cu asta? Mă, da și nu. Nu știu cum să zic. A, deci n-ai fi de acord. Adică monogamia în general este cam utopică. Nu știu cum să zic. Nu e adevărat, e distopică. Ce? Ha? Și nimeni nu se scarpină la cur. Eu cred că tu de fapt nu te uiți la puterea dragostei sau cum aia se cheamă. Aici eu cred că intervine o dilemă. Dacă în momentul în care se implementează poligamia, toți oamenii acceptă. Ok. Adică dacă e promulgată, e permisă, da, da. E permisă prin lege. Dacă toată lumea acceptă sau suntem obligatori. Devine obligatoriu, okay. Da. Atunci o să fie groaznic. Eu cred că o să fie groaznic. Pentru că devine obligatorie, nu înseamnă că toți o acceptăm. Și dacă devine obligatorie, probabil majoritatea bărbaților o să accepte și femeilor o să fie obligate să accepte, ceea ce o să însemne haos pentru majoritatea bărbaților. Dar v-ați gândit totuși că ar fi foarte greu? Adică păi este foarte greu să găsești un om pe care să-l suporți în casă. Corect. Eu de 2 ani de zile nu găsesc unul pe care să-l suport în casă. Eu aș pleca din țară instantaneu pentru că financiar este foarte greu de întreținut această poligamie. Exact. Foarte greu. Vorbesc de exemplu, foarte greu. Pentru că e de ajuns să-și dorească ceva o femeie. Dacă nu-și doresc ceva două femei, ai belit-o. Eu ar trebui să scop bani din buzunar de două ori mai mult, poate de 3. Că vreau să fac și eu ceva. Dar de ce presupui că nu muncește niciuna? Stai puțin. De ce? Păi nu presupun. De ce ești daddy sugar? Indiferent, stai puțin. Acum nu e o chestie misogină. Indiferent dacă ea muncește sau nu, întotdeauna aș va dori chestii de la tine. Da, corect. Uite, înțelegi? Corect. Pentru că banii munciți de ea se duc într-un fond al ei. Nu? Nu neapărat, exact, dar nu, nu neapărat. Femeia nu consideră că banul trebuie să se ducă pe revizie la mașină, de exact, exemplu. Exact, mine exact. Când m-am lovit de lucrurile astea după 10 ani, pe mine m-a durut foarte tare, mi s-a părut anormal. Bravo. Nu vorbesc serios, e foarte, serios, foarte stresant financiar. Adică eu ar trebui să-mi fac mult mai multe calcule decât fac acum și să suport mai multe chestii. Plus că ar trebui să mă mut la un apartament exact, de 4 camere sau să mă mut la o casă mai mare pentru că vrea și aia dressing, ar vrea și aia dressing. Arabi. Și nu e vorba de sex, că dacă asta cu sexul la început o să fie în regulă, la început o să fie decât, da, dar după aia să te refuze două, pe două să le doară capul, pe două să nu știu ce, e foarte greu. Plus că se reglează ciclul. Se reglează ciclul. Ciclul de iarnă, ciclul de vară. Da, eu cred n-aș că ar fi, de acord, ar fi haos. Eu cred că ar fi haos. Mi-aș lua și o relație homosexuală pentru că... Băi, deci eu atâta vă zic. Peste, da? Să-i mai lua o relație homosexuală peste. Ca să mai fie unul care să aducă bani ca să... Da, corect. Exact. Deci eu vă zic, chiar dacă pare șmecherie pentru bărbat, deși nu mi se pare, fostul meu, în momentul în care a întreținut două relații în paralel timp de 2 ani, albise. Financiar din punct de vedere, nu? Nu, albise. Deci era îmbătrânise. Da, dar e greu. E mult mai greu să ascunzi și să managerezi toată treaba asta decât să fie pe față. Da, da, adică e mult mai greu să ascunzi. Poți să o treci Raiffeisen între. Cred că eram trecută Gigel. Nu, cred că are așa lipsă de inspirație, mă. Cred că e Ionuț Elena, mecanicul. Da. Elena ok. Vară sa. Da, eu zic că ar fi foarte dificil, asta e părerea mea. Da. Eu, tu pare că vrei așa. Nu, eu tocmai voiam să vă spun că n-aș vrea să răspund la această întrebare. De ce? Că nu știu ce să spun, adică pe de o parte... Stați mă, că într-o relație la început. Nu mă, nu, dar pe de o parte aș vrea, pe de altă parte n-aș vrea. Și în efectiv sunt cu, cum se spune, în două luntri, în două luni, nu știu, în fine, adică sunt împărțit vrea, în două. Adică ai vrea două puicuțe la cocoșelul tău, dar nu cu responsabilitățile aferente. Da, până la...
Până la urmă, e dificil de întreținut, cum a spus și voi. Asta este, de fapt, bottom line, acolo se reduce tot. Deci da. Se reduce totul la misoginism. Dar mai nu e misoginism, e precauție. Mai este o chestie că atunci gelozia o să fie la niște cote alarmante. Alarmant. Și de o parte și de cealaltă și deja... Dar nu mai e gelozie. Păi nu mai e gelozie, mă. Păi nu mai e gelozie. Că se presupune că locuiți împreună, ce gelozie. Locuiți împreună cu atât mai mult. Iartă-mă, absolut toți ne-am gândit numai la varianta poligamie, bărbat, două femei, dar nu ne-am gândit femeie. Ba da, te-am întrebat. Da? Da, da. A, scuze. A fost rândul tău. Aia ar putea să fie o combinație. Adică, uite, de exemplu. A, deci vrei până la urmă. Până la urmă vrei. Nu, că ți-am zis, cred că e greu de suportat... E greu, nu că e greu de suportat, pentru mine ar fi un avantaj, mai ales și financiar, cum a zis voi. Dar e greu să poți da, să stai... Da, pentru mine ar fi foarte bine, da. Dar e greu să suporți doi bărbați în casă. What? E greu. Dar chiar nu suntem... Bă, că mi-ai spus la mână, bă! Cine, bă? E greu. Serios? Da, mă, dar se presupune că îi place. Adică tu dacă îi place, asta. Dacă îi place pe amândoi, nu e greu de suportat. Nu sunt doi bărbați random care sunt aduși în casă. Asta te referi la faptul că sunt două orgolii, nu? De bărbați acolo. Două asta orgolii, două... Da, aici mi-ar plăcea alfa. Să fie... Bine, da, nu, să fie aici mi-ar plăcea să fie de fața ale voastre, să vă zică cât de ușor sunteți voi de suportat. Păi da, mă, dar o să fie întrecere sexuală, care ți-o dă mai bine cu armei, știi? Adică o să fie o întrecere, că noi suntem competitivi. Vorbesc serios, noi suntem competitivi. Ce ai făcut tu, mă, stai să vezi ce-i fac eu, știi? Da. Și corect. De la, îți faci program, de la 3 la 6, vei fi futut, ai grijă. De la 3 așa, intru eu. După aia vezi că vine băiatul. Serios, da. Da, până ba, urmă, așa cred o fi pe lumea elaltă, adică... Inițial, eu cred că prima discuție... Dacă te sinucizi. Gata, de mâine nu mai au Xanax. Prima discuție care ar apărea în cuplu ar... Xanax? Așa ai zis? Xanax. E Xanax din Dragonul Roșu? Xanax. Xanax. Xanax, prințesa răspunde. Așa. Mă gândeam că prima discuție care ar apărea în cuplu e ce alegem ca și partener. Ce mâncăm azi. Ce mâncăm azi. Nu, dar când, na, ca și cuplu monogam, prima discuție ar fi ce alegem. Alegem încă o fată? Sau alegem încă un bărbat ca să fie poligam împreună cu noi. Păi nu că trebuie să faci sex. Sau nu, mă. Păi stai, da, stai că are dreptate George, da. Pentru că și noi n-am presupus că exact. Dar și are drepturi. Exact, păi prima chestie asta. Egal ar fi ce să mai vină și o femeie și un bărbat. Că de asta ziceam că se rezumă totul la misoginism. Bă, vrei să vă dau afară? După ce că-i dau bani să mănânce? Bă, veniți la mine acasă, la mine acasă, suntem la mine acasă să-mi ziceți. Unde, mă, femeia să... Ești fix fiusul lui Becali, întors din țări străine. Unde-i, mă, femeia să zică ea? Da, poate că și ea vrea. Te rog frumos, Radu, dacă da, tot... Da, următoare, numărul 3. Dar tu n-ai răspuns. Eu sunt de acord da. Cu ce ești s-a de acord, spus okay. până acum. Okay. N-are sens. Care este cea mai mare fobie a voastră? Fobie. Fobie. Dar acum trebuie să... Că eu nu știu, de exemplu, uite, dacă văd un șarpe, s-ar putea să pun mâna pe șarpele respectiv, știi? Adică s-ar putea să n-am o fobie. De, când văd un păianj în mare, în schimb... Cred că acolo e de ce un soi de arachnofobie. Arachnofobie, da. Cred că asta oameni, arachnofobia și cam atât. Și, și mă mai gândeam iarăși la șobolani, știi? Că mă gândeam, ce trebuie, cum e, ce, fetoșoare. Ce să-ți facă? Să pui mâna pe el sau... Să fii nevoie să-l atingi? Să-l atingi, sau să da. Te... De exemplu, eu am o adică teamă de mic. Adică e o fobie așa da. O încadrești, știi? În momentul în care nu te... Nu te vizualizezi, nu te poți, fă, da. Aproape nu te poți apropia de animalul, insecta respectiv sau... Apă sau... Mie mi-e foarte frică de când sunt mic să nu mă trezesc noaptea din somn cu un gândac pe față. Mi se pare... Nu ai stat în cămin, nu? Nu ai stat în cămin. Nu, n-am stat în cămin. Ai pățit asta? Am pățit-o când, după ce am avut accidentul pe Valea Oltului. Ah, da, ai dreptate. Când stăteam da. La spital, mamă, la da, o știu. Rândnicul Vulcea. Mă, bravo. Wow. Da, 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 da. Și stăteam acolo întins, așa, nu puteam să mișc mamă. Corpul. Și la un moment dat am simțit așa un gândac care mergea pe față. Și pentru că nu putea, era corpul în stare de șoc după accident așa și nu putea să mici nimic, nici capul mă durea așa. Mamă. Am strâns din dinți, am făcut prima oară. Zboară când acolo zboară. Și păi am strâns din dinți și am zis, hai să dormim. Hai să... Și simțeam așa, da? Dar tu aveai gândaci în cămin?
Bă, tot căminul a avut gândaci în cămin, îți dai seama. Toată lumea, cine stătea în cămin, a avut gândaci. Da, era imposibil să n-ai gândaci. Da. Erau tovarăși tăi la Da. Cred că sunt gândaci care s-au trezit cu mine pe față. Eu mă tem de pușcărie. Dacă... Mama, mă frică nasoală de pușcărie, să fac ceale, dar la mod visez că sunt la pușcărie, mă tem să nu mă duc la pușcărie, dar după aia mă întreba, dar ce să mă duc la pușcărie? Dar cine știe de ce te iau ăștia? În ziua de azi, bă, când la pușcărie din orice. Cine știe la ce te iau așa? E tare care de Florina. Da. Avem aceeași fobie, să fac ceale. Ai luat fobia. Mergem amândoi, tată. Mi-e foarte frică, pentru că mie îmi place să mă plimb. Mie îmi place să ies, mie îmi place să sunt liber. Da, mă, dar o să ai, tu practic la pușcărie, o să trăiești exact cum trăiești acum. Adică o să te trezi, ba da, o să te trezești, o să mănânci, o să mergi la sală și o să frești pula toată ziua. Da, mai merg la mega până când seara, dacă vrei, o să te ia unul în cameră să stai lângă el acolo, așa pe pat, să faci ce faci seara la antenă, știi? Ca să iei exact viața pe care o ai până acum, știi? Da, ce fi frumoasă. Mi-am făcut și plan, pilez dinții dacă mă duc în pușcărie. Ca să nu te pună să... Da. Mm-hmm. Am foarte multe planuri făcute în... Dar de ce nu poți să faci așa? Cred că te-ai gândit atât. Jur, m-am gândit, mi-e frică de... Visez noaptea că mă duc la pușcărie, ce nu înțelegi? Mi-e frică foarte... Noi când am fost atunci, pentru mine a fost o chestie foarte... Ce frică să fii închis sau de poligamia din pușcărie? Nu mi-e frică de viol. Mi-e frică de să nu pot să mă plimb. Ok, nu ți-e frică de... Înțelegi? Adică să nu poți să plimbi prin curte. Unde mă te plimbi? Te plimbi prin curte? Tu știi că... Dar Florin zici că s-a născut în pușcărie, așa l-am întrebat frumos. Dar te plimbi prin curte aia, soarele în diferite zile, la și mie, mi se pare că pierd lucruri, adică în timpul în care eu sunt pușcărie, oamenii fac chestii, n-o prietenii mei sunt fericiți, oamenii fac chestii pe lângă mine. Nu o să fie nimeni fericit dacă ești în pușcărie, cel puțin primele 6 luni, până se recăsătorește Livia, nu o să fie nimeni fericit. Asta mi-e frică. Și înălțime. Mi-e frică de înălțime. Da. Atât. Perfect. Deci dacă cel mai nasol pentru tine ar fi să fii în pușcărie la etajul 8. Să ai o cușcă pe un bloc în care să fii închis. Da. În rest, n-am nicio frică. George? Nu. Da, început. Gata, scuze. Mă gândeam că... Mă gândeam că n-am dacă se interzic Manel, eu pe ce adorm în Timișoara? Mă gândeam că n-am făcut niciodată o analiză a fobiilor și așa mai departe. Tu ai fost foarte precis, asta m-a luat și precis, prin surprindere că ai pușcărie. Și la final, în rest, mă doare mult. Da, nu mai am nimic. Ia, înțeapă-mă cu ceva, înțeapă-mă. Ia un ac și înțeapă. Da, pot spun că, de exemplu, am o mare neplăcere în întuneric. Nu-mi place deloc întuneric. Nu mi-e frică neapărat, n-am o fobie, dar îmi displace profund să fie în întuneric în jurul meu. Da, adică nu mi-e frică la modul că, aoleu, dar ce se întâmplă? Nu e o panică. Da, eu doar te văd scârbit în întuneric. Asta, asta îmi imaginez acum, cum stai tu în preț așa și zici, bă, ce trebuie asta, mă, serios acum. Dar faceți un pic de lumină, că e urât. E urât, nu mi-e frică, dar e urât. Uite, ești tu, nu văd că unde mi se termină mâna cu el, nu văd nimic. Nu e scârbobie, e fobie. Da, dar cine are aici, mă? Dă-mă un pic de bec. Un manager să vină. Și mai îmi este, asta chiar e o fobie, că chiar presupune o teamă, mi este teamă să nu vină cumva pe conducta de la WC, să nu cumva să vină un șobolan. Mi este foarte teamă de chestia asta. Am înțeles că pot călători pe țeavă în sus. Că au viză și de, da. Pe de asta e bine să te caci din oră în oră, ca în momentul în care ei urcă pe țeavă să vină căcatul și... Ca după aia să-i fac o șaormă alucătă cu mânuțe de șobolan. Dar tu nu te-ai căcat niciodată la țară în curte? Ba da. Păi și nu... Păi tu la țară în curte ai șobolani în toaletă? În WC-ul? Eu știu ce e acolo, că n-am uitat niciodată, nu m-a interesat în mod special ce e acolo. Nu e, mă, sunt doar insecte la baie, nu șobolani. Aolo, dar nu zic asta. Aolo, hai zi-o, că știi că o zici. Ah, shit. Zi-o, că știi că zici. Vi s-a întâmplat vreodată să vă placă să fiți la țară, în budă, în curte, și să vi se așeze o muscă pe un testicol?
Da, mie. Bă, tot timpul e, e de căcat. Chiar te-am crezut asta. E de căcat. E foarte nervant. Dar te-a gâtilat, hă? Ți-a plăcut, hă? Cum să-ți se pune o muscă pe testicul? Hai că eu mă retrag din tot. Dar cum stăteai așa? Stai, așa făceai tu cacă la țară? No, el se cacă culcat. Numai că vine din interior. Numai din interior. Se pune pe testicul și se joacă așa. Și dă cu limba, nu? Azi că nu zic. Eu am pățit, uite, dacă vrei. Na, am pățit, eu am pățit. E fain. Îmi pare rău că nu e cortea, ești cortea. Cortea cred că știa că a fătut o muscă. Dacă era în acest punct. Și Elena ar putea să spună asta, dar nu cred că spune. Da. Ok. Se joacă cu cuiul tău. Elena, fobia Elena? Mea? Da. Băi, cu tremur. De cu tremur mi-e frică. Și la mult mai tare decât de cu tremur. De blind date și am făcut o singură dată asta și nu mai fac niciodată. Când știi când ți-e vin... Ți-e frică de blind date? Când vin prietenii și zic, băi, e unul super potrivit, știți cum v-ați potrivit, senzațional, trebuie să ieși cu el. Bă, nu e. Și e o situație foarte awkward. Dar ce era? Ce om era? Era un băiat cu care... Nu, adică e foarte ciudat când te ieși la întâlnire și ești... Bună, bună și tu din start vezi că nu ai nicio treabă cu omul ăla și te ia anxietatea și trebuie să găsești un motiv să te ridici de la masă și să pleci. Și cum putem să comparăm noi asta cu un șobolan care urcă pe conductă? Da. Cum ai zis tu, că nu ai vrea să fii aproape de anumite insecte sau... sau deci așa e pentru tine bărbatul ăla pe care nu-l cunoști dinainte și vine la o întâlnire. Da. Deci tu vrei să alegi tu cum ar veni. Da, 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 da. Ți-e frică de necunoscut. Da, 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 da. Bun. Asta e. Suntem și mai departe. Cu ce personalitate istorică? Cu ce personalitate istorică v-ar plăcea să faceți un copil? Iisus. Hai, da. A, nu, stai, hai că femeie. A, că Hai, dă-mă zi. Cu Fecioara Maria, ca să fii tatăl vitreg al lui Iisus. Cu Margaret Thatcher. Oribil, cred că ar fi. Dar un copil stai, foarte istorică. Deștept. Aia, bă, dar nu sunt foarte multe femei în istorie. Să mor tu. Nefertiti. Cleopatra. Cleopatra. Și? Nu, asta e misogin, clar. N-ai, nu. What the fuck, dar nu e vorba de misogin. Era foarte nespălată Cleopatra. Iartă-mă, dar pe vremea aia, da. Și în nisip acolo, de unde apă? Deci, dar a venit Cezar. După aia, romanii de asta au făcut toaletele, că s-au dus până la ăștia în Egipt și au zis, bă, să moară. Lady Diana. Doamne ferește. Era urâtă. Hai, mă, dar era o ființă, mie mi se părea, nu mi s-a părut urâtă, mi s-a părut o ființă. Cine? Foarte frumoasă, Lady da, Diana. Da. Mi se părea un om frumos așa. Nu, dar n-aș vrea să fac un copil cu ea, că acum l-aș crește singur. Eu cu negresa din Tom și Jerry, știi că îi vezi la picioarele. Cu slujnica, serios? Băi, Jesus Christ. Dar zi-mă, personaj istoric. Păi nu cam asta a fost istoria lui Bucălaie. Cartoon Network. Man. Hanna-Barbera. Ana Karenina. Nu, că nu e... Nu, dar toate erau nebune, asta e. Din trei surori, zi, Olga. Sunt fictive, Olga, sunt fictive, da, trebuie da. Să fie cineva care a existat. Da. Marie Curie. Păi dacă a existat. Marie Curie, asta venea și mie, da. Dar Marie Curie era foarte pe treaba ei, adică da, nu aș fânare. Coaie. Eu știu. Ecaterina Teodoro. Este la mulți ani România. Da. Decembrie. Asta e. Da. Ecaterina Teodoro. Da. Ce a făcut? A fost o femeie super șmecheră pe treaba ei și a omorât oameni. Eu cred că și Ecaterina Teodoro, dacă soldat. Trăia acum, venea aici și bea șaturi. Nu știu dacă era chiar... Eu am văzut pe lângă poza aia clasică, m-am mai, na, informat așa. Și era o femeie... Nu era o femeie din asta zdrapoancă. Dragon că nu e, nu. Era chiar... Era diafană. Silfid, așa, da. Cum o cheamă, mă? A, știi cine era? Drăguța aia din mic dejunul lui Tiffany. Breakfast. Mic dejunul lui Tiffany. Da, Audrey Hepburn? Da. Era o femeie super, mă, într-adevăr. Da. Cum o cheamă, mă, pe avocata care l-a reprezentat pe Nicu Ceaușescu? Da. Nu știu. Nu știu. Păi nu l-a reprezentat bine. Ba da. Nu, că a scăpat, el a murit în alte chestii. De ce a murit Nicu Ceaușescu? A murit? A murit Nicu Ceaușescu? Da, era bolnav, da.
Ce? Cum o cheamă, mă? Avocata aia bătrână. Ia să căutăm pe net. Paula Iacob. Paula Iacob. Paula Iacob. Păi că am făcut școala împreună. Mie Paula Iacob mi se părea mișto, frățioare. Era pe treaba ei. Era foarte inteligentă, foarte inteligentă, foarte inteligentă. Și mi se pare că dacă l-a reprezentat pe Nicu Ceaușescu într-o perioadă de după comunism, în care ei și urmăreau cu tancurile, era fearless. Okay. Era neînfricată. Și cum... Te rog, cum crezi că ar fi fost copilul vostru? Neînfricat. Neînfricat. Neînfricat și foarte inteligent. Și cutezător, la fel da, ca Batman. Da, da, da. Deci da. De la tine n-ar fi niciun nimic? Nimic. Absolut nimic. Era doar frică de pușcărie. Era un avocat de succes cu frică de pușcărie. Corect. Altceva nu mi-a venit în cap decât de doamna de la Tiffany. Care doamnă? Nu există doamna Hepburn. Audrey Hepburn. Da, nu e personalitate istorică. Istorică, da. Da, da. Că... Yes, na. Yeah, a influențat chestii. Da, chiar a influențat. Bă, da, mai e cineva? Eu n-am niciun fel de idee. N-am niciun fel de femeie istorică. Cine pe care cânta manele prin 42? Cornelia Katanga. Nu, nu știu, chiar nu știu. Nice. Te-ai potrivit cu Katanga. Ce? Katanga ta. Bă, eu zic, dacă sunteți de acord, să încercăm punctul 2 de la întrebări bonus. Stai să zic că și Elena de un bărbat în pula mea, că și ea e aici sărată. Pe sistemul Facăr, Vlad Țepeș. Se ce? What? Da. Sau pe sistemul frumos JFK Junior, da, crapă, ceea ce, na. N-ai face cu Vadim? Ba, adevăr e că am fi foarte potriviți. Ar fi foarte, să-mi bag cioare la gândul. Chiar ați fi... Da, da, eu da, mă mir că tu n-ai un copil cu Vadim. Și eu, cum mai ales că îl, post, îl postez des. Uite așa, nu știu, așa mi-a venit de la noi, pe sistemul aveam doamna pe... fără picioare de la Tom și Jerry. Mă rog, doamna doar cu picioare de la Tom și Jerry. Picioarele. Picioarele din Tom. Dar nu, Vadim este o alegere Vadim, mult mai, este excelent. O alegere mult mai. Da, 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 Vadim mai era deștept, era foarte ok, foarte da. Ok. Da. Și nu știu cum nu mi-a venit că îl postez în continuu. De ce țin eu urma cu comuniști? Vadim pare că nu și-ar fi dat niciodată drumul într-o femeie, ci ar fi scos-o și doar ar fi dat așa de... Se intre, știi? Așa pare da, Vadim. Aoleu! Așa mi se părea, exact la modul. Stai, fă, că-mi dau drumul! Și așa cred că a lăsat... Vrei să face dragoste? Să dau o muie, nu vrei. Da. Sau să speli vasele. Zi punctul. Punctul 2 de la întrebări bonus. Hai, dacă sunteți de acord. Da, 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 bineînțeles. Mi se pare chiar faină. Apocalipsa. Nu? Fără? Sau punctul 1 de la bonus. Punctul 1. Hai. Ce ați face dacă de mâine ați deveni nemuritori? Eu știu și pot să răspund primul. Aș mânca... orice, că se presupune că dacă devin nemuritor nici nu mă mai îngraș, nici nu mai slăbesc, dar mă doare în pulă. Și aș mânca orice, aș bea tot și aș lua toate drogurile la rând și le-aș băga pe toate. Da. Într-o seară aș face asta. Tot. Da. Într-o seară însemnând ceva ce se întinde la 64 de zile. Da. Subscriu la ideea asta, aș bea... M-aș droga. Încep cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți total. Aia. La mic dejun, la orice, nu contează. Ești nemul. Aș face bani. Păi nemuritor, nu înseamnă că nu-ți pică greu la stomac. Da, dar e o eternitate să-ți treacă până la urmă. Da. Aș face bani. Aș cumpăra pământuri. Asta. Aș crește capre. Dar nu? Și le-aș lua căcatul și le-aș băga în brânză. Și aș face cumva, dacă sunt nemuritor, practic dacă mă apuc de acum să cumpăr pământuri, la un moment dat o să am toată planeta. Corect. Corect. Nu? Pentru că toată lumea moare în jurul meu, dar eu nu. Și îți cumpăr casa, îți cumpăr pământ. Exact ca Tom Cruise. Exact. Dar nu și am pare... toată planeta și sunt Dumnezeu. Nu vi se pare nemurirea o povară? Nu. La un moment dat o să fie, o să dai seama, da? Pierzi pe parcursul nemuririi, o să pierzi efectiv orice om ai avut aproape. Păi să faci alții. S-a întâmplat? Nu s-a ai întâmplat, de... așa. Nu, nu, zic, s-a întâmplat, ai devenit nemuritor? Nu. S-a întâmplat. Da, stai, mă, corect. Băi, uite-te, mă, la mine. Da, nu, am crezut că ai zis... Zic, deci, apropo de... Stai așa. Ce ai spus? Deci... Ia-ți asta, ascultă mânele. Deci s-a întâmplat și ai devenit nemuritor. Ok, am înțeles. De acum... Asta e, ai. Îți vezi de treabă. Nu te alegi. Trebuie să te împași cu ideea. Trebuie să-ți faci viața până la urmă. Nu, nu. Plus că nu e, tu te împași cu ideea peste 100 de ani. De fapt mai devreme, când începi să, încep să moară apropiați. Da, corect. Dar n-are de 12 ani, prietenii n-au 12 ani. Păi nu, zic mai devreme, când începi să moară apropiați. Ah, ok.
Da, pe sistemul ăsta atunci și eu aș începe cu drogurile. Mie tot timpul mi-a fost teamă să încerc droguri prin prisma faptului că poți să mori. Da. Eu cred că da, asta ar fi să primul. Să mor tu, că de asta ți-e frică, da, să încerci droguri, meu, că poți să mori. Da, îți dau cuvântul meu că de asta mi-este frică. Există să încerc. Există vreun om care a murit de la marihuana vreodată în viața asta? Nu, nu, nu vorbesc de marihuana, vorbesc de droguri, multe, multe alte droguri. Dar eu aș face altceva, eu le-aș lua, nemuritor fiind, dar le-aș lua separat. Adică aș lua, n-aș fi... Nu, ai avea perioade? Nu. Aș fi nu. În seara asta iau acid. Știi? Păi da, toată simt, toată seara, da. Știi? Ca să-mi dau da, seama. Da. Nu încep să mixezi ciuperci cu acid. Nu, nu, nu. Cookie Monster. Cu ciuperci și cu... Da. Ketonal. Deci asta aș fi. Deci droguri, la toată lumea până acum droguri. Da, clar, eu aș da. Începe prin violență. A? Eu aș începe prin okay. violență, aș avea okay. o săptămână, cred că m-aș sătura într-o săptămână de violență. Te și recomandă fizicul, adică... Păi mă, tocmai, că acum da. Nu pot. Aha. Dar dacă da, acum aș deveni forță. Nemuritor... Ești nemuritor, dar n-ai forță păi nu, să-i că mă duc aici, la, lângă mine, la Eden și au o stinghie de aia dintr-un gard. Nu vreau, n-aș vrea o bâtă de baseball, avea o blană dintr-un gard de adică lemn. Să fie personal, da, adică da, să ai semnătura ta. Și da. Cu ieșit așa, să da. Dau în oameni. Care oameni? Random? Da, care mă deranjează. Dar vezi că e nemuritor, dar la închisoare poți să intri. Și ne vedem acolo și o să zic, vezi prostule? Și s-ar putea să-ți dea 500 de ani la închisoare. A-a. Și tu poți să ispăsești această pedață. Păi da, poate am, n-am superputeri. Nu, ești nemuritor. Dar nemuritor. Dar acum da. Știm cine ești tu cu adevărat. Da, da, da. Da. Atunci dau doar cum cu noi pumnul. Trei drogați. Și tu cu o bântă cu cuie. Da. Sună bine, sună a plan. Da. Da. În da. Seara aia ne distrăm. Ai probleme, prietene. Bine, ca să nu intru în închisoare, aș da doar cu pumnuții ăștia și cu piciorul și da, nu, că așa se întâmplă. Dacă da, ai doar cu pumnuții, nu intri. Mă, fac un dorsar penal. Dorsar? Un dorsar penal. Glosar penal. Fac un dorsar penal și aia e. Cât să fie, da, pe cuvântul meu. Păi și îți selectezi perioadele în care devii violent în cazul ăsta. În perioada asta de nemurire devii și tu violent. O dată la nu păi știu da, odată nu pot să fiu foarte des violent. Păi probabil trăind pentru a face în așa fel încât să scoată legile astea absurde că nu poți fi da, violent. Da, astea stupide. Așa, dar de ce te... să poți omori oamenii. De ce nu te-ai înrola în armată în cazul ăsta? Da, dar de ce? Când poți dai cu pumnii și picioarele random. Da, nu cred în armată. În schimb, în violență... Chestia că la fizicul tău, dar cel nici pe care ai încercat să-l bați, te dar asta sunt nemuritor și el a deci obosește la un moment dat. Pentru eternitate ai da șansa altor oameni să te bată. Puțin. Eu nu m-aș bate pentru eternitate, n-aș fi violent o eternitate. Ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș face dacă aș deveni da, nemuritor. Da, dai cu cu gust de sânge și înțelegi ca pitbullii. A, și devine din ce în ce mai violent. Mai sălbatic, da. Mai sălbatic, da. Nu o să mai recunoască soția ta, da. O să-ți iei o bat. Un maieu pe tine. Spune Elena. Da. Păi vreau să zic că eu nu cu drogurile, cu șprițul aș fi. Păi lasă-mă asta, și... te omoară mă, șprițul te omoară mă. Cu vinul, mă rog. Și m-aș combina în mod logic cu bărbați mai tineri. Dar în timp ce gândeam că aș face asta, am realizat că asta, asta oricum fac să... da. Nu, și... nice. Nice. Bravo. Da, mulțumesc. Păi ne vedem deci... săptămâna viitoare. Deci no, practic nu știu tu ești nemuritoare, Elena. Yes. When life gives you lemons, pulă-mă, de-asta. Bine. Ah, și cred că m-aș detona la Miss Miranda. Păi nu pot, ce? Păi... Eu o să plec acum. S-ar exploda doar bomba, tu ai rămâne acolo, după aia dezbrăcat cu hainele arse. Cel mai probabil o să se întâmple ca în Deadpool, o să... Ah, păi da, băi, da, 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 bucățile se împrăște. După aia o să te strângi în Terminator. Am fost mai puțin rasist acum că am cerut aprobarea unui... Foarte, are... foarte mișto din partea ta, bravo. Să-ți spun. Da, bine. Păi... La revedere. A fost revedere. O glumă pentru cei care iau această chestie în serios, a fost o glumă. Să nu o ia nimeni. Să nu o ia. Nu o luați în serios, luați-o doar în acasă. Glumă. Bine, pa! O săptămână magică.